Dacă ai luat toate edițiile americane ale cărții Pericol la End House și le-ai stivui una peste alta, ar ajunge pe lună. Această faimoasă autoare e cea mai tradusă scriitoare din toate timpurile. Cărțile sale au fost savurate în peste 100 de limbi. De asemenea, a fost inclusă în Cartea Recordului Guinness pentru cea mai groasă carte, o ediție într-un singur volum a tuturor poveștilor lui Miss Marple. Cu siguranță ai ghicit deja, vorbesc despre Agatha Christie. De-a lungul uimitoarei sale cariere de scriitoare, ea a publicat 66 de romane polițiste și 14 colecții de nuvele sub propriul nume și multe alte povestiri sub pseudonime. De asemenea, ea ne-a oferit unele dintre cele mai îndrăgite personaje din întreaga literatură internațională, precum detectivul arogant Hercule Poirot, Miss Jane Marple sau Tommy și Tuppence. Cea mai longevivă piesă de teatru din lume, Capcana de șoareci, poartă de asemenea amprenta geniului ei. S-a născut drept Agatha Mary Clarissa Miller în orașul Torquay, din Devon, Anglia. Nu multă lume știe că ar fi putut rămâne analfabetă dacă nu ar fi fost dragostea ei pentru lectură și ambiția ei. Mama ei credea că nu era nevoie să știe să citească, cel puțin nu până la împlinirea vârstei de 8 ani, dar era atât de curioasă și îi plăcea atât de mult să citească, încât a învățat până la vârsta de 4 ani. Agatha a fost educată acasă sub supravegherea părinților și a surorii sale și i-a plăcut cititul, scrisul și matematica de bază. Iubea de asemenea muzica, exersând adesea la pian și la mandolină. În 1901, când avea doar 10 ani, a scris prima sa poezie intitulată Ciuboțica cucului. Orașul Torquay era un oraș de coastă din Anglia, iar în timpul verii Agatei îi plăcea să înoate în mare aproape în fiecare zi. Era o stațiune balneară destul de elegantă, plină de europeni bogați și chiar de membri ai familiei regale. Era adesea supranumită Riviera Engleză. Amintirile din timpul petrecut aici au fost deseori descrise în cărțile sale, precum și în autobiografia sa. Ea vizita adesea plaja împreună cu familia sa. În timp ce mamei și bunicii sale le plăcea să facă plajă și să se bucure de un picnic, Agatha era nerăbdătoare să intre în apă cât mai repede posibil. Dar pentru a face acest lucru, trebuia mai întâi să se schimbe în costumul de baie. Pe atunci, această plajă nu putea fi folosită în egală măsură de bărbați și femei simultan. De aceea, chiar și Consiliul Local supraveghea modul în care oamenii se scăldau în mare. Atât de mult încât bărbații nu aveau voie să se scalde la mai puțin de 45 de metri de mașina de baie a unei femei, un loc unde femeile se puteau schimba în ținuta de baie și puteau fi transportate în apă. În caz că te întrebai, nici femeile de atunci nu se simțeau tocmai confortabil în timp ce înotau. Trebuiau să fie îmbrăcate complet în pantaloni și o rochie cu volane care le acoperea aproape de tot. Dar să ne întoarcem la cele mașini de baie, da? Acestea erau niște mici cabine pe roți, cu intrări pe ambele părți. Odată ce vedeai una pe plajă, puteai intra în ea și te puteai schimba. Micuța cabină era acum transportată în ape mai adânci, fie de un om, fie de un cal. Când ajungeai în locul dorit, puteai ieși pe ușa opusă și te scufundai în mare, departe de toți ochii curioși. După ce terminai de lenevit în apă, te urcai înapoi în mașina de baie și ridicai un steag, semnalând că ești gata să te întorci pe plajă. Revenind la povestea scriitoarei, în 1905, Agatha a fost trimisă la Paris și înscrisă la un internat, unde, în mod surprinzător, s-a concentrat mai mult pe muzică decât pe scris. În curând și-a dat seama că o carieră în muzică nu era neapărat cea mai potrivită pentru personalitatea și talentele ei. Dar a nutrit în secret dorința de a deveni cântăreață de operă pentru tot restul vieții. Când avea doar 18 ani, Agatha a scris prima ei povestire, intitulată Casa frumuseții. Cam în aceeași perioadă a început să pregătească și primul ei roman, intitulat Zăpadă în deșert, scris sub pseudonimul Monosilaba. Toate cele 6 edituri la care a trimis cartea au sfârșit prin a o refuza. În 1912 l-a întâlnit pe cel care avea să-i devină în curând soț. Numele lui era Archibald Archie Christie și s-au căsătorit în 1914. La scurt timp, în 1916, a scris primul ei roman polițist, intitulat Misterioasa afacere de la Styles. Acesta a fost romanul care l-a prezentat lumii pe Hercule Poirot, descris ca fiind un fost polițist belgian cu o mustață cu adevărat impunătoare și un cap în formă de ou. În ciuda vieții de familie frumoase și a carierei de scriitoare în plină dezvoltare, vineri, 3 decembrie 1926, Agatha a dispărut pur și simplu de acasă. Ziarele de la acea vreme s-au dezlănțuit. A fost o întorsătură perfectă pentru viața unei scriitoare de romane polițiste.
Adevărul din spatele dispariției ei e încă ascuns până în ziua de azi. Dar haide totuși să analizăm câteva dintre fapte. În aprilie 1926, mama Agatei, Claire, a murit, din păcate. A fost un moment dificil pentru scriitoare, deoarece ele aveau o legătură strânsă. În luna august a aceluiași an, soțul Agatei a venit la ea cu o cerere șocantă. Dorea să se despartă, susținând că era îndrăgostit de o altă femeie. Câteva luni mai târziu, în decembrie, au avut o ceartă care pare să fi fost picătura care a umplut paharul. Mai târziu, în aceeași seară, autoarea și-a lăsat singura fiică în compania menajerei și a dispărut din casa ei din Sunningdale. A doua zi, mașina ei a fost găsită deasupra unei cariere, pe jumătate ascunsă în niște tufișuri, la câțiva kilometri distanță de casa ei. Înăuntru se aflau câteva haine și permisul ei de conducere expirat. Farurile erau încă aprinse. Avusese un accident de mașină? La acea vreme, Agatha nu era la fel de populară ca în prezent, dar întrucât se oferea o recompensă considerabilă oricui putea oferi informații despre locul unde se afla, povestea ei a devenit în curând o senzație națională. Soțul ei înstrăinat a devenit principalul suspect. Un număr considerabil de persoane au început să o caute, atât polițiști cât și voluntari. Trecuseră zile întregi și nici urmă de ea, așa că a fost nevoie să se ia măsuri extreme. Un lac local a fost dragat în caz că ceva mersese foarte prost și a căzuse în apă. Politicienii au început să facă presiune asupra poliției pentru a ajuta la găsirea ei cât mai curând posibil. Chiar și scriitorul Sir Arthur Conan Doyle s-a implicat în căutare, dar într-un mod mai creativ, ca să spunem așa. El a apelat la serviciile unui clarvăzător, sperând să descopere unde se afla Agatha folosind una dintre mănușile ei. 10 zile mai târziu, când speranța de a o găsi în viață începuse deja să se risipească, un chelner de la hotelul Hydropathic din Harrogate, Yorkshire, a contactat poliția cu un pont ciudat. Un oaspete sud-african era cazat la hotel și se numea Teresa Neal. Nimic neobișnuit până acum, dar părea să semene cu autoarea. Soțul ei s-a deplasat rapid la hotel însoțit de poliție. El nu și-a dezvăluit prezența așezându-se într-un colț al sălii de mese a hotelului. Destul de curând, Agatha a intrat nonșalant în încăpere și a început să citească un ziar care prezenta pe prima pagină propria ei dispariție. El a decis să se apropie de ea, dar ea nu părea să-l recunoască. Cu toate acestea, era clar pentru toată lumea că Agatha Christie fusese găsită. Oamenii se întreabă de ani de zile ce ar fi putut cauza acest comportament neobișnuit. Unii au spus că pierderea mamei și destrămarea căsniciei sale au pus o presiune semnificativă asupra sănătății sale și că pur și simplu a avut o cădere nervoasă. Alții au sugerat că ar fi pus la cale cea mai bună campanie publicitară cunoscută vreodată, creând o poveste polițistă în jurul propriei vieți, pentru a le promova pe cele pe care le scria de atâția ani. A existat o altă teorie care susținea că Agatha ar fi putut avea într-adevăr amnezie, motiv pentru care nu și-a recunoscut inițial soțul la hotel în acea zi. Ceea ce e evident e că acesta a fost un eveniment pe care a vrut să-l uite. Ea nu a mai menționat niciodată nimic despre această poveste, nici măcar în autobiografia sa, care a fost publicată după ce a murit în noiembrie 1977.